Чавко Чайковски, музикант фамилия. Împotriva părinții familiei sale, decide să-și dedice viața scriturii, compoziției muzicale, o ocupație postului ca neserioasă în vremea respectivă, vreo 6 ani. Ce a reușit să facă Tchaikovsky? A reușit să plaseze Rusia în context occidental fără să sună disonant. Am încercat să vă sintetizez ideea. Adică, dacă Mussorgsky, Borodin, Korsakov, mai târziu Stravinsky, dacă acești compozitori veneau cu o afirmare extrem de puternică de figuroasă a elementului național, folcloric, autentic, un fel de afirmare aproape agresivă a rădăcinilor de la care aceștia se clamau, Tchaikovsky vine și vorbește limba Occidentului. Tocmai de aceea, poate, a fost primul compozitor rus care s-a bucurat de notorietate și acceptare internațională în limba. Tchaikovsky nu a fost contestat de niciun centru muzical. Ca să faceți o paralelă, câteva decenii mai târziu, în momentul în care baletele rusești merg în turneu la Viena și nu cu sacă de pentru atenție, cu pasăre de foc, muzicienii de la Viena refuză să cânte muzica lui Stravinsky, considerând o non-muzică. Ei, cu cei prosti nu s-a întâmplat niciodată așa ceva. A avut succes și pe continent, și în Statele Unite, și în Marea Britanie. Peste tot unde s-a dus, lucrurile sale au fost primite cu foarte mare căldură. Cum a reușit asta? Pentru că dacă îi ascultați oricare din simfonii, ați zis 6. Dacă pune și Manfred, 7. Dacă îi ascultați oricare din simfonii, o să vedeți că totuși un element popular, rusesc, un filon național, dacă vreți, exista. Și e foarte evident. Tchaikovsky scrie fără îndoială muzică rusă. Nimeni nu se poate îndoi de asta. Felul în care a dezvoltat o armonie, o orchestrație, a fost de asemenea alături de Rimski Korsakov, unul dintre cei mai mari orchestratori pe care i-a dat Rusia. Temele, melodica, o melodică, o știință a îmbinării sunetelor care îl apropia cumva de tradiția asta a școlii italiene. Asta s-ar putea să fi fost micul secret, cheia cu care Tchaikovsky a descurcat ușa către Occident a Rusiei, a peisajului muzical rusesc. Mă gândeam acum dacă să fac sau nu paralela asta între felul în care văd italienii muzica și felul în care văd rușii muzica. Spre exemplu, italienii sunt axați pe ideea de vocalitate, de bel canto, acel cânt frumos ideal al cântului frumos, bel cantul, ideea de arie, de rubato. Așadar, ce înseamnă rubato? Rubarea, a fura, din tempo, cu alte cuvinte. Ideea asta de rubato prezentă în cântul italian presupune un ritm care se modifică în funcție de necesitatea melodiei. Este un ritm lax, elastic, un ritm care permite melodiei să respire, să vină și să plece ca un cânt de valuri, dacă vreți. Asta e melodica de tip italian. Melodica de tip rusesc, și așa ne și pe Tchaikovsky, de fapt, dar cu anumite limite, dar pe ceilalți compozitori cu siguranță, melodica de tip rusesc este axată nu pe cânt, ci pe dans. Dansul, dacă vreți, este elementul central, elementul care generează, de fapt, fenomenul unui muzică la rușii. Totul e despre ei. Așa cum a dat soare de Stravinsky mai târziu.